Sunt o mulțime de culturi diferite în lume, iar în timp ce un lucru este total acceptat într-o țară, poate fi interzis într-o alta sau cel puțin poate fi considerat foarte nepoliticos. Sunteți gata să explorăm împreună cultura japoneză și să aflăm ce este considerat nepotrivit în acea țară? Nu ieși din casă fără să porți o mască chirurgicală. De ce oamenii din Japonia folosesc măștile chirurgicale atunci când ies în locuri publice? De cele mai multe ori sunt folosite ca să arate că sunt bolnavi și sunt purtate din motive de igienă. De asemenea, ține germenii la distanță atunci când ies în public, dar asta nu înseamnă că oamenii te vor evita dacă porți o mască. Mai degrabă te vor evita dacă nu o folosești, cu toate că știi că ești grav bolnav. Prin urmare, chiar este o idee ingenioasă și ar trebui folosită mai des pentru că împiedică transmiterea virusurilor. Nu fi gălăgios în locurile publice. Japonezii sunt foarte manierați și se așteaptă ca turiștii străini să aibă aceleași maniere ca ale lor. Fumatul, vorbitul sau ascultatul muzicii la volum ridicat este strict interzis, în special în transportul public. În Japonia, oamenii vorbesc cu greu cu alte persoane în transportul în comun, deci nu începe o conversație cu cineva decât dacă ești nevoit să o faci. Nu vorbi la telefon cu tonul ridicat atunci când te afli într-un tren sau autobuz. Este un mod de tulburare a liniștii publice pe care ar trebui să le eviți în Japonia. Poți să fumezi numai în zonele special amenajate pentru această activitate. Nu îți agita picioarele fără motiv. Acest obicei trebuie evitat în țara soarelui răsare. Poate vi s-a întâmplat atunci când stați jos să mișcați piciorul fără motiv. Ei bine, sunetul produs nu este deloc agreat de japonezi. Dacă obișnuiești să faci asta în public, ai grijă, a fi manierat înseamnă respect pentru cultura japoneză. Nu merge pe partea dreaptă. Cu mai mult de 35 de milioane de oameni, mărețul oraș Tokyo este unul dintre cele mai dens populate centre urbane din lume. Aici, masele de oameni care circulă pe străzi sunt foarte ordonate. Toată lumea așteaptă culoarea verde a semaforului de pietoni pentru a traversa strada, indiferent dacă sunt sau nu mașini în trafic. Pietonii care circulă pe trotuarele mari respectă o lege nescrisă de a circula doar pe partea stângă, aproape la fel de strict ca mașinile de pe șosea. Totuși, există o excepție a acestei reguli atunci când folosești scările rulante, unde dacă aștepți să urci odată cu ele, trebuie să aștepți pe partea stângă și să circuli pe partea dreaptă a lor. Numai în Osaka se stă pe partea dreaptă a scărilor rulante și se circulă pe stânga, la fel ca pe trotuar. Nu primi un dar cu o singură mână. Dacă te afli în Japonia ca turist sau cu alte treburi, cel mai probabil vei primi un cadou sau o carte de vizită de la o persoană japoneză. În acel moment, trebuie să știi că trebuie să primești cadoul cu ambele mâini. Arată destul de ciudat în termenii culturii din Japonia să întinzi doar o mână, așa că folosește-ți ambele mâini și fă o plecăciune clasică regiunilor asiatice ca să arăți mulțumirea atunci când primești diverse obiecte de la cineva de acolo. Ca să știi, schimbul cărților de vizită este ceva obișnuit în Japonia și trebuie să analizezi foarte bine cartea de vizită pe care ai primit-o, deoarece acest lucru este extrem de important pentru tine și statutul tău. Iar pentru cadouri, nu trebuie să deschizi cadoul primit până atunci când persoana care ți l-a oferit pleacă. Așa că nu te simți jignit dacă dăruiești un cadou unei persoane din Japonia și nu îl verifică în prezența ta. Nu uita să te înclini. Orice ai face în Japonia, un simplu mulțumesc te poate face o persoană politicoasă. Spune asta chelnerului care îți servește micul dejun după ce ai servit într-un magazin de la colț de stradă sau în orice altă circumstanță, deoarece este cea mai bună modalitate de a-ți exprima recunoștința față de cei din jur. Dar atunci când vine vorba să te înclini pentru a-ți arăta recunoștința, fii sigur că ești destul de familiar cu asta. Dacă vrei să vizitezi Japonia, ar trebui să înveți să te înclini cum trebuie. Mai mult ca sigur de câteva ori vei fi nevoit să o faci și nu uita să mulțumești în același timp. De fapt, acest lucru este necesar atunci când te întâlnești cu cineva în vârstă. Nu încălca regulile de la duș. Un alt obicei în Japonia este să te cureți cu atenție pe corp chiar înainte de a intra în cadă. Urmează această regulă de aur în special atunci când folosești dușurile publice din interiorul unui salon de spa sau din interiorul unei săli de fitness. Este un obicei folosit de foarte mult timp în Japonia și care a fost păstrat până în prezent. Evită să te joci cu bețișoarele cu care mănânci.
Sunt foarte multe reguli legate de utilizarea bețișoarelor, însă una dintre ele menționează clar că bețișoarele folosite pentru a mânca nu trebuie lăsate într-un bol de orez în poziție verticală, pentru că acest obicei este asociat cu înmormântările și moartea. La fel cum este folosit doliul printre creștini, aceleași principii se aplică și în cazul bețișoarelor. De asemenea, nu este bine să te joci cu ele atunci când mănânci, deoarece este considerat foarte nepoliticos. Nu scrie nume cu cerneală roșie. Atât timp cât stai în Japonia, ia-ți la revedere de la pixurile sau creioanele de culoare roșie și nici măcar să nu te gândești să scrii numele unei persoane cu ele. Scrisul numelui unei persoane folosind culoarea roșie este atribuit oamenilor decedați și este considerat de rău augur. Dacă cineva din Japonia își cumpără o piatră funerară cât timp este în viață, numele său va fi scris cu cerneală roșie numai după ce va fi îngropat, iar până atunci va fi scris folosind cerneală neagră. Însă chiar dacă știi acest lucru, nu uita că nu trebuie să scrii numele unui prieten din Japonia pe un plic folosind cerneală roșie dacă corespondezi cu acesta prin poștă. Nu lăsa bacșiș. Nu se cuvine să lași bacșiș în Japonia, indiferent de situație. Serviciile solicitate sunt incluse în prețul pe care îl plătești la casa de marcat, deci logic, de ce să plătești mai mult? Dacă te afli într-o zonă mare precum Tokyo și nu poți vorbi limba japoneză, un chelner sau o chelneriță ar putea accepta bacșișul oferit de tine, însă o fac pentru că nu vor să fie puși în situația jenantă de a-ți explica tot conceptul bacșișului în Japonia folosind o engleză stricată. Doar ține minte, toate prețurile sunt fixe. Acum haideți să vedem cât de atenți ați fost pe parcursul acestui videoclip. Vă puteți aminti oricare 3 lucruri care sunt interzise în Japonia? Răspundeți-ne în comentarii chiar acum. Nu consumați alimente în public. Cu greu vei vedea pe cineva care mănâncă sau bea apă și merge în același timp, însă cel mai probabil ai văzut pe cineva făcând toate aceste lucruri deodată. Dar în Japonia, oamenii pur și simplu nu fac asta. Au locuri special amenajate unde pot mânca și să bea un suc cu prietenii. De exemplu, în timpul Festivalului Național al Cireșilor Înfloriți, oamenii din Japonia organizează petreceri în aer liber la umbra cireșilor înfloriți, evident. Doar în timpul festivalurilor sau în locurile special amenajate veți vedea oameni care mănâncă în aer liber. Nu uita niciodată de praguri. Descalță-te la intrarea în casă, la fel și în interiorul hotelurilor sau întreprinderilor. De obicei, o să ai la dispoziție un dulap special unde să-ți depozitezi pantofii, iar o pereche de papuci de oaspeți te vor aștepta la intrare. Majoritatea oamenilor din Japonia sunt învățați să poarte în geantă o pereche de papuci de casă atunci când călătoresc sau merg în vizită la un prieten. Nu purta niciodată papuci atunci când intri într-o cameră unde pardoseala este acoperită cu o saltea tatami, care este folosită drept pardosea pentru camerele de hotel din Japonia sau în unele case tradiționale unde este folosită și în prezent drept unitate de măsură. De asemenea, oamenii din Japonia obișnuiesc să poarte diverse perechi de papuci de casă în diferite camere, așa că nu uita, atunci când intri în baie, folosește doar papucii destinați acelei camere. Este considerat extrem de nepoliticos să intri în cameră cu papucii pe care i-ai folosit la baie. Nu întârzia niciodată. Când trebuie să te întâlnești cu cineva din Japonia, în special cu un japonez, fă tot posibilul să nu întârzi. Vino la timp la întâlnirea programată. Japonezii sunt foarte punctuali și prețuiesc timpul foarte mult, așa că respectă asta. Atunci când are loc o cină între prieteni sau o petrecere, oamenii din Japonia ajung mereu la timp, așa că prețuiește timpul celorlalți, la fel cum îl prețuiești pe al tău. Nu-ți pierde atenția atunci când vorbești cu o persoană față în față. Întotdeauna trebuie să rămâi rațional și atent. De exemplu, în Japonia, dacă un localnic vorbește cu tine, iar tu doar asculți discursul său, fără nicio expresie sau un răspuns pentru cuvintele sale, atunci ești considerat un om extrem de nepoliticos și grosolan. Dacă cineva poartă o discuție cu tine, iar tu nu răspunzi, atunci persoana respectivă se va simți foarte incomodă atunci când vorbește cu tine. Cel puțin, fă un sacrificiu și spune ceva pozitiv, chiar dacă nu asculți sau folosește o expresie oarecare. Și încă ceva, să nu caști în timpul unei conversații, abține-te. În Japonia nu este frumos să te uiți prin telefon sau să vorbești la el în timpul unei discuții. Acestea au fost 14 lucruri pe care nu trebuie să le faci în Japonia. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet.
Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!